Să ascultăm cuvântul Domnului. În același timp, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia a ascultat pe soli și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodeniile și undelemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în visteriile lui. N-a fost nimic pe care să nu le-l fie arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și i-a zis: ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit dintr-o țară îndepărtată, din Babilon. Isaia a mai zis: ce au văzut în casa ta? Ezechia a răspuns: au văzut tot ce este în casa mea. N-a fost nimic în visteriile mele pe care să nu le-l fi arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce au strâns părinții tăi până acum, până în ziua de azi. Nu va rămâne nimic, zice Domnul, și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care îi vei naște, și vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Și a adăugat: că-și va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Amin. Împăratul Ezechia a fost unul din mari oameni ai lui Dumnezeu care au marcat credința biblică. Prin pilda lui, el se poate număra printre cei pe care autorul epistolei către evrei îi numește mai mari voștri care v-au vestit credința. Și Ezechia, ca împărat al lui Iuda, a fost un om care a știut ce vrea încă din tinerețe. A fost un om după inima lui Dumnezeu, 2 împărați 18 cu 3. Din prima lună a domniei lui, care a durat 25 de ani, dacă vă uitați în 2 împărați 18 cu 2, a redeschis templul lui Solomon, care fusese închis de către tatăl său de dinainte de el, de Ahaz, 2 Cronici 29, 2 la 3. A sărbătorit restaurând Paștele iudaice, 2 Cronici 30. A restabilit preoția levitică, 2 Cronici 31. A stârpit închinarea la idoli. Militar, a bătut pe cel mai puternic împărat al timpului, acele mai mari puteri a timpului, pe împăratul Sanherib al Asiriei, 2 Cronici 32, 1-23. În ce privește experiența lui cu Dumnezeu, Ezechia a fost un om care s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă. Pe patul morții însă s-a rugat Domnului și Dumnezeu l-a ascultat. A făcut o minune în viața lui și Biblia spune că în Isaia 38 i-a mai adăugat 15 ani de viață. Strategic, împăratul Ezechia este omul care a reușit să rezolve alimentarea cu apă a Ierusalimului, construind un canal subteran de aducere a apei în oraș pentru toată vremea și mai ales pentru timpuri de asediu. Și acest canal construit de Ezechia există și astăzi, săpat în piatră. Însă, cu toate împlinirile lui și realizările lui, împăratul Ezechia este și el omul care se poate număra printre aceia, a dat dovadă de micime, în ciuda măreției lui. Și, de fapt, cine nu dă dovadă de micime? Cu toate abilitățile lui pe care le-a avut, împăratul Ezechia a căzut la capitolul numit diplomație. A fost biruit
prin diplomație. Când trimișii Babilonului au venit la el, acolo a căzut. Am luat acest caz în serialul nostru pentru că ne vorbește foarte direct fiecare dintre noi. Ca și Ezechia, noi suntem într-o luptă spirituală, într-o luptă continuă cu firea noastră pământească. Suntem în slujire înaintea lui Dumnezeu și trebuie să facem lucrul acesta cu multă atenție. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință de planurile lui. 2 Corinteni 2,11. Oricât de mare am fi, oricât de mare ai fi în viața spirituală, și aș vrea fiecare să se simtă mare în ochii Domnului, pentru că este Iisus Hristos acela care a spus: toți, chiar cei mai mici în împărăția mea, în biserică, adică sunt mai mari decât cel mai mare profet al tuturor timpurilor, care a fost Ioan Botezătorul. Deci, odată intrat în împărăția lui Dumnezeu, odată devenind templul lui Dumnezeu, odată locuind Dumnezeu în tine, odată devenind fiul al cerului, în ochii Domnului ești mare, sunt mare, suntem mari, indiferent cine am fi. Dar trebuie să avem grijă că cel rău ne dă târcoale ca să ne trântească la pământ. El, spune Apostolul Pavel, are multe șiretlicuri. Uneori vine la tine, la mine, ca un leu, 1 Petru 5,8. Alteori ca un înger de lumină, 2 Corinteni 11,14. Alteori ca un slujitor al neprihănirii, 2 Corinteni 11,15. Uneori este lup îmbrăcat în haine de oaie, Matei 7,15. Alteori pune piedici, 1 Tesaloniceni 2,18, cum spune Apostolul Pavel: de multe ori am vrut să vin la voi, dar Satana mi-a pus piedici. Și știți cum vine? Uneori vine sub forma unei urgențe, ca să te împiedice, să mă împiedice, să mă facă să cazi, să te facă să cazi. Alteori vine cu un plic, cu bani, tocmai când ești în criza financiară cea mai mare, ca să te cumpere, să te compromită. Uneori vine cu o nevoie să-ți o acopere, alteori vine cu Mercedes, alteori vine cu depresie. Uneori vine cu disperare, alteori vine cu rațiune, cu logică. Aici a căzut Ezechia. Și de multe ori, ca și el, acolo cădem și noi, în diplomație, în destoinicie. Mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră cu smerenie, în numele Domnului Iisus Hristos, în dimineața aceasta, se intitulează Doborât prin diplomație. Doborât prin diplomație. Sunt 4 lucruri, 4 mari adevăruri în pasajul pe care l-am citit și care ne vorbesc despre acest subiect, despre micimea unui om mare, despre doborârea unui credincios prin diplomație din partea celui rău. Și în primul rând, timpul în diplomație. Timpul în diplomație. 2 Împărați 20:12. În același timp, spune cuvântul Domnului, Berodac Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Ezechia era în război cu Asiria. Însă Ezechia n-a putut să realizeze că nu Asiria, cu care era direct în război, era dușmanul lui cel mai mare, fiți atenți, dușmanul lui cel mai mare era Babilonul, tocmai care a venit să-l felicite. 100 de ani mai târziu, regatul lui Iuda, peste care a domnit Ezechia, fiii născuți din Ezechia au fost duși în robia babiloniană și făcuți fameni la curtea împăraților Babilonului. Nu Asiria era problema cea mai mare a lui Ezechia, era Babilon. Dar babilonienii, ca instrument al diavolului, au știut cum să lucreze, pentru că diavolul știe să lucreze cu tactică, cu bătaie lungă. Dacă vrea să te îngenuncheze, dacă vrea să mă îngenuncheze, dacă vrea să fii mic, măcar că ești mare, va lucra cu multă tactică și timpul este parte din diplomație. În primul rând, timpul atacului diplomatic. Cum a fost
asaltat Ezechia. Versetul 12, partea 1 din 2 Împărați, capitolul 20, spune: în același timp. Cu aceste cuvinte se introduce: în același timp. Care timp? Știți care timp? Când Ezechia era în recuperare după boala prin care a trecut. Era în convalescență. În această situație, în acest timp, fiind în recuperare după boală, era vulnerabil. Avea nevoie de încurajare. Timpul în atacul celui rău este de esență. Uitați-vă în cuvântul Domnului la câteva aspecte. Cel rău știe să te atace, să mă atace atunci când ești victorios. 1 Împărați 18 cu 16 până la 19 cu 4. Aduceți-vă aminte de profetul Ilie, nu? O biruință extraordinară pe muntele Carmel. L-a înfruntat pe Ahab, a înfruntat pe Izabela, a înfruntat Israelul întreg, a înfruntat profeții lui Baal. A făcut ordine în Israel. A avut curajul să arate credință din partea lui Dumnezeu. După ce s-a rugat să nu ploaie, acum s-a rugat să coboare foc din cer de la Dumnezeu. Și toate se întâmplă în fața tuturor. Este în culmea gloriei, în culmea bucuriei. Dar ce se întâmplă? Cum îl atacă diavolul? I-a trimis din nou o vorbă: să mă pedepsească cu zeii, cu toată asprimea lor, spune Izabela, dacă mâine la ora aceasta tu vei mai avea capul pe umeri. Și Ilie este terminat. Cade în depresie și se roagă lui Dumnezeu să moară. Cel rău știe că timpul este de esență în atacul împotriva ta sau împotriva mea. Te atacă atunci când ești obosit și slăbit. Uitați-vă în Deuteronom 25, 17 la 18. Spune Dumnezeu către Israel: adu-ți aminte ce ți-a făcut Amalec pe drum, la ieșirea voastră din Egipt. Cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu s-a aruncat asupra ta pe dinapoia, asupra tuturor celor ce erau în coada oștirii, când erai obosit și slăit de puteri. Atunci te atacă. Dacă nu reușești să te doboare când ești plin de bucurie, pentru că atunci când ești plin de bucurie pui garda jos. Atunci miroși faima, miroși bucuria, miroși biruința. Și ai pus garda jos și te lovești atunci. Dar dacă ai garda sus, dacă ești vegheator încă, te atacă atunci când ești obosit. Când ai făcut tot ce ai știut tu să faci, tot ce ai putut să faci și la capătul zilei, după ce te-ai așteptat să culegi o binecuvântare, poate mai primești o palmă de la prietenul cel mai apropiat, primești o palmă de la părinți, de la soție, de la soț, de la păstor, de la cineva din biserică, de la un frate, de la o soră. Și când ești ostenit, când ești cel mai bătut jos, cel rău te atacă. Pentru că timpul este de esență. Avram a căzut atunci când a devenit nesincer și a inventat o minciună de frică să nu fie omorât, să nu moară de foame în Canaan, și cu minciună s-a dus să nu moară de foame în Egipt. Geneza 12, de la 10 până la 13, 1 la 4. Diavolul, ca diplomat, te studiază și mă studiază îndeaproape ca să știe cum să atace. Te atacă la nevoie de intimitate, de exemplu. Dacă îți umpli imaginația, dragul meu tânăr și tânără, bărbat sau femeie, dacă îți umpli imaginația cu murdărie morală, ai deschis o poartă de atac continuă din partea diavolului asupra ta, ori asupra mea. Apostolul Pavel spune în Proverbe, capitolul 7, cuvântul Domnului spune: cum nevegherea l-a făcut pe tânărul acesta să se ducă ca un bou la tăiat când a fost momit de această femeie, suntem în Proverbe 7, 6 la 23, și a vorbit cu tonalitate religioasă: mi-am împlinit o juruință înaintea lui Dumnezeu și acum putem să păcătuim. Dacă ți-ai umplut mintea cu murdărie morală, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 11 cu 3, mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretricurile lui, tot așa și gândurile voastre, uitați, gândurile, imaginația, să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Cel rău te atacă la nevoia de hrană și la realizare peste noapte.
Proverbe 9, 13 la 18. În aceste zile, când guvernul american este în confuzie cu privire la situația economică, la viitorul economic al acestei țări, când confuzia aceasta amenință apoi toată lumea și economia întregii lumi, este foarte tentant să vină cineva să-ți propună și să zică: vii cu mine, peste noapte te realizezi. Proverbe 9, 13 la 18. Peste noapte te realizezi. O să câștigi. O să iasă bine. Un singur compromis. Un singur compromis, dar iese bine. Atac la nevoie emotivă și spirituală. Uitați-vă la fapte 26, 24, 29, Festus, guvernatorul Festus și împăratul Agripa. Sunt mișcați de cuvântul lui Dumnezeu. Dar când cel rău a văzut că sunt mișcați, a venit la ei și i-a atacat cu timpul. Asupra acestor lucruri, mai târziu. Vorbim altă dată. Este atac la inspirația divină. Un împărat 22 cu 5 la 28. Când împăratul Ahab și când împăratul lui Iosafat al lui Iuda aveau cea mai mare nevoie de sfatul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de un cuvânt profetic. Care a fost atacul împotriva lui Mica? Aia mai este aici un profet. Este drept că acesta este al Domnului. Dar nu-mi place cum prorocește. De ce? De ce? Că nu-mi prorocește pe plac. Că asta le trebuie la oameni. Să le cânți pe plac, să le predici pe plac, să le profețezi pe plac. Și apoi cu cântatul, cu predicatul și cu profețitul pe plac, știți unde ajungem? La sapă de lemn. Dar numai în împărăția lui Dumnezeu, nu. Dar diavolul știe, încă o dată, că timpul este de esență. De aceea, cuvântul Domnului spune, în vremea aceea, în vremea aceea, în convalescență, atunci când ești vulnerabil. Și apoi degeaba, dacă ataci, te lași în moment de inspirație divină să fii atacat de cel rău. Dați-mi voie să vă spun un lucru, poate o să vă surprindă. Când umbli în adevăr, când ai călcat pe lângă legea lui Dumnezeu, când ești plicat deja în păcat și încă te duci înainte lui Dumnezeu să ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu, să vezi totul scum, ești măcar că ai păcătuit. Dă-mi voie să-ți spun, Dumnezeu o să te lase pe mâna celui rău și o să primești un cuvânt care să-ți placă. Un cuvânt care o să-ți placă. Nu va fi de la Dumnezeu, va fi de la cel rău. Dar Dumnezeu va permite lucrul acesta. Pentru că dacă știi că păcătuiești, dacă știi că faci ce nu este bine înaintea lui Dumnezeu, nu mai ispiti pe Dumnezeu cu întrebări, oare sunt bine, oare nu sunt bine. Pentru că știi că nu ești bine. Pentru că știi că nu ești bine. Care este soluția? Deci al doilea aspect. Pentru că timpul este de esență. Care este soluția? Soluția este una întreită, dacă vreți. Prima, stai în cuvânt. 1 Corinteni 4 cu 6. Să învățați să nu treceți peste ce este scris. Să nu trecem peste ce este scris. Mereu vă amintesc acest lucru, frați și surori. Mereu amintesc acest lucru tinerilor și tinerilor, familiilor tinere, părinților, copiilor, păstorilor, mie. Pentru că așa cum a spus prima dată în predic mie de fiecare dată. Să învățați să nu treceți peste ce este scris. Dar ca să nu treci peste ce este scris, învață ce este scris. Învață ce este scris. Pentru că atunci când diavolul vine cu momeala, când vine să te atace, pentru că pe fiecare vrea să-l îngenuncheze, el știe de unde a căzut și știe unde nu mai poate ajunge, știe unde te duci tu dacă rămâi în credință, unde mă duc eu. Și n-ar vrea să ajungă acolo, n-ar vrea să ajungi acolo. Dar dacă îi amintești la cel rău ce este scris, ca și Domnul Iisus Hristos în vremea ispitirii, până la urmă, fuge de la tine, se duce de la tine. Mi-aduc aminte de fratele Trandafir Șandru, unul din liderii mari ai cultului penticostal în timpul comunismului. Am lucrat cu dânsul 6 ani în același office, după absolvirea seminarului, și într-o zi ne spune ce. Am fost ieri în vizită pe la familii în vârstă. Și zice, să vedeți ce îmi spune o soră. Zice, frate Trandafir, o soră bătrână. Stăteam pe pat și citeam cuvântul Domnului. Și mi s-a apărut că aud de sub pat o voce care spunea, degeaba citești, că pe tine Dumnezeu nu te mai iartă. Și am stat și am ascultat
Și am zis, oare am auzit bine? Și de sub pat i-a vorbit din nou vocea și a zis, da, ai auzit bine, pe tine Dumnezeu nu te mai iartă, degeaba citești, degeaba te pocăiești. Ești bătrân și ai păcătuit prea mult. Și ce m-am speriat într-un moment, frate Trandafir. Și frate Trandafir a zis, dar ce ai făcut? Am zis, diavolul, cred că tu ai vorbit, dar tu n-ai dreptate. Pe mine sângele Domnului Iisus Hristos mă curățește de orice păcat. Și din nou diavolul a vorbit și a zis, nu-i drept, nu te curățește. Ba da, mă curățește, că așa scrie în cuvântul Domnului. Pe tine nu te curățește. Și zice bătrâna, atunci zice, m-am ambiționat, zice. I-am deschis Biblia și am băgat-o sub pașa. Zice, de-aia citește și tu, mă, și vezi. Nu poate citi, că e mincinos. Nu poate citi, că e mincinos. Stai în cuvânt. Stai în casa Domnului și în laudă către Dumnezeu. Psalmul 84 cu versetul 4. Psalmul 18 cu versetul 3. Stai în prezența lui Dumnezeu. Psalmul 16 cu 11. În prezența lui Dumnezeu sunt bucurii. Nu departe de Dumnezeu. Nu ascuns de fața lui Dumnezeu. Nu făcând lucru care place firii tale pământești. În prezența lui sunt bucurii nespuse și adevărate desfătări a lui Dumnezeu. Pentru oricine. Pentru oricine. Deci, să ținem minte, când Ezechia a fost doborât prin diplomație, primul lucru pe care l-a folosit diavolul a fost timpul. Și timpul este de esență. Apoi să vedem tactica în diplomație, în al doilea rând. 2 Împărați 20 cu 12, partea a doua. Împăratul Babilonului a trimis o scrisoare și un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia. Dacă vă veți uita în Scriptură, în doi împărați este Berodac Baladan, dar dacă vă uitați în Isaia este Merodac Baladan. Amândouă prezentările sunt bune, pentru că limba ebraică este o limbă numită consonantică. În limba ebraică nu sunt vocale, cum avem noi, A, E, I, O, U, nu sunt vocale. În limba ebraică sunt niște puncte și atunci de multe ori depinde cum folosești punctele acelea ca să vocalizezi un cuvânt. Altfel, toate cuvintele sunt construite pe baza a trei consoane. Este un vocabular consonantic. Și Merodac este corect pentru că Merodac însemnează Marduc, zeul Babilonului. Marduc mi-a dăruit un moștenitor. Și cred că este deci o mitologie babiloniană. Prin urmare, când Merodac sau Berodac Baladan a venit la Ezechia, a folosit o tactică specială. Și care este tactica? Care e tactica pe care o folosește diavolul ca să îngenuncheze chiar pe cei mai mari oameni? Cum am văzut pe David, l-am văzut pe Avraam, am văzut pe Ezechia, poate te-ai văzut pe tine, m-am văzut pe mine. Cum? Care este tactica diavolului? Prima măsură pe care diavolul o întrebuințează este studiază-ți cu atenție adversarul. Studiază-ți cu atenție adversarul. De ce? Ce urmărește cel rău? Primul lucru, descoperă slăbiciunile. Când ai descoperit slăbiciunea adversarului tău, poți să-l exploatezi, poți să-l manipulezi, poți să-l folosești, poți să-l domini și poți să-l șantajezi. Și poți să-l șantajezi. Așa se lucrează. Și oamenii au aceeași metodă. Nu numai să-i descoperi slăbiciunile. Când îl studiezi pe vrăjmaș, așa face diavolul. Nu-l amenința și nu-l intimida. Babilonul avea un plan. Într-o zi vom merge împotriva lui Iuda. Dar Iuda nu trebuie să simtă lucrul acesta. Iuda nu trebuie să știe lucrul acesta. Tu nu trebuie să știi că cel rău vine împotriva ta să te distrugă. Și de aceea nu te amenință, nu te intimidează. Pentru că dacă te amenință, dacă te intimidează, imediat fugi după ajutor. Aduceți-vă aminte de tactica împăratului Asiriei. Sanherib a venit și prin generalul său, Rabșache, a zis, ce credeți voi? Vă amețește Ezechia că o să scape de marele împărat Sanherib? Uitați-vă la toate popoarele pe care le-am cucerit. Care Dumnezeu a fost așa de puternic să-i scape din mâna mea?
Nici voi n-aveți un Dumnezeu mai mare să vă scape din mâna mea. Când a auzit o astfel de intimidare, o astfel de amenințare, ce a făcut Ezechia? Ce a făcut? A căzut pe genunchi, s-a dus la casa Domnului, a chemat pe profet, s-a rugat, a stăruit, a postit, a căutat consiliu spiritual. Și diavolul știe, Doamne, nu l-amenința, că dacă l-ameninț, fuge la Dumnezeu. Nu-l intimida, pentru că dacă l-intimidezi, fuge la Dumnezeu. O altă strategie pe lângă ai descoperi slăbiciunea și pe lângă nu-l amenința, este caută-i prietenia. Caută-i prietenia. Istoria spune, dacă vă uitați în istorie, că Berodac, Baladan, al Babilonului, a căutat să facă o alianță militară cu Ezechia împotriva asirienilor. Dar Asiria era puterea mondială la ora aceasta, așa că Babilonul a căzut sub, și Babilonul a căzut sub asuprirea asiriană în anul 689 înainte de Hristos, sub Sanherib. Apoi a rămas sub această ocupație, dacă vă uitați în istorie, sub ocupația siriană, până în anul 626, când la Babilon s-a urcat pe tronul Babilonului, care era supus acum Asiriei, dar pe tronul Babilonului s-a ridicat un general iscusit. Se numea Nabopolassar, tatăl lui Nebucadnețar. Nabopolassar. Nabopolassar a inițiat un atac împotriva Imperiului Asirian și l-a distrus în anul 612 înainte de Hristos. Tot în 612 înainte de Hristos a nimicit și Ninive după cuvântul Domnului pe care l-a vorbit Dumnezeu prin Iona. Problema noastră și a lui Ezechia este aceasta. El a făcut să facă, a vrut să facă alianță cu Babilonul. Alianță cu lumea, dragul meu, este dăunătoare. Iacov 4:4, cuvântul Domnului este cunoscut și vi-l reamintesc. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Și când ai pe Dumnezeu de vrăjmaș, Doamne ferește, Dumnezeu vrea să-ți fie prieten, să-mi fie prieten. Dar când Dumnezeu ți este vrăjmaș, uitați ce se întâmplă. Îți pierzi pacea personală. Iov 22:21. Pierzi securitatea personală și a casei tale. Isaia 5:1-5. Uitați-vă în special la versetul 5 din Isaia 5. Când Dumnezeu ți este vrăjmaș, pierzi bunurile tale. 2 Împărați 20:17. Pierzi familia ta. 1 Împărați 20:3. Pierzi sufletul tău. 1 Împărați 20:6. Cel rău are strategie. Are strategie. Și în strategia aceasta caută să te studieze. A doua strategie este să te flateze. Îți flatează egoismul. Îți flatează egoismul. 2 Cronici 32:23. Mulți au adus Domnului daruri în Ierusalim, după ce a fost vindecat Ezechia, și au adus daruri bogate lui Ezechia, împăratului Iuda, care de atunci s-a înălțat în ochii tuturor popoarelor. Isaia 39:2. Ezechia s-a bucurat și a arătat trimișilor Babilonului locul unde erau lucrurile de preț, argintul și aurul, miresmele și undelemnul de preț, toată casa lui de arme și tot ce se afla în vesteriile lui. N-a rămas nimic în casa lui și în ținuturile lui pe care să nu le fie arătat. Ezechia s-a bucurat pe drept de însănătoșire, de viață, de bogății, de faimă. Dar scrisoarea pe care împăratul Babilonului Merodac Baladan i-a trimis-o prin slujitorii lui și darul pe care l-a primit, sigur un dar împărătesc mare, l-au flatat, l-au gâdirat în egoismul lui. Și de aceea Ezechia s-a grăbit să le arate acestor oameni care aveau de mult planuri să cucerească Iuda tot ce are el mai scump. S-a întâmplat cu el ce spune în Proverbe 16:18, mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Dragul meu, adu-ți aminte de aceste cuvinte pe care ți le spun acum. Câteva instanțe, cum te flatează, cum ne flatează cel rău, pentru că acesta este atacul lui. Deci te studiază să vadă unde e slab și apoi vine și te flatează. Ai auzit cuvinte ca și acestea? Nimeni nu predică așa cum predici tu. Îți spun eu, am auzit și pe alții. Și aproape că îți vine să crezi.
O, ce fată frumoasă și deosebită ești! Toți băieți ar vrea să căsătorească cu tine. Dar eu sunt cel mai bun dintre toți. Mustață, Mercedes, influență. N-am auzit o voce ca a ta. Când cânti tu, desigur că de la tine au toți ce să învețe. Așa că te simți bine. Ar vrea și alții să aibă o familie ca a ta. Ce ne umflăm în piene. Cu tineri ca tine facem o adevărată revoluție. Și te-a flatat. Și imediat ai făcut revoluție. Imediat ai rupt biserica. Biserica aceasta nu s-ar putea descurca fără tine. Iară-te, gâdele în orgoliu. Grupul acesta, ori departamentul acesta, s-ar desființa de n-ai fi tu în el. Diavolul știe să flateze. Știe să studieze. Și Ezechia a fost prins aici. De-aia vorbim de micimea unui om mare. Prin diplomație a căzut. Hai să vedem în al treilea rând care este ținta în diplomație. Ce vrea cel rău? Ce vrea cel rău? 2 Împărați 20:13. Ezechia a ascultat pe sol, i-a auzit. Și le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preț, argintul și aurul, mirodeniile și unde lemnul cel scump, casa lui cu arme și tot ce se afla în vestieriile lui. N-a fost nimic pe care să nu le-l fi arătat Ezechia în casa lui și în toate moșiile lui. Diavolul urmărește prin diplomația lui să pierzi, să pierd, să pierdem ce este mai de preț. Ce este mai de preț. Dar să vedem în Ezechia, nu înainte însă să vă aduc aminte, de exemplu, Samson. Un om deosebit al lui Dumnezeu. Cine a mai fost ca Samson? Dar l-a manipulat diavolul ca să-și piardă puterea, să-și piardă ungerea și să-și piardă trecerea în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor, a lui Israel. Trei lucruri mari urmărește diavolul cu diplomația lui. Care-i ținta lui? Primul, diavolul vrea să-ți ia securitatea economică. Securitatea economică. 2 Împărați 20:13. Ezechia i-a arătat aurul și argintul. Aurul și argintul. Oricând un popor a năvălit asupra altui popor, care a fost primul lucru pe care l-au luat? Aurul și argintul. Bogățiile. Diavolul vrea ca aurul tău, banul tău, bunul tău, să-l cheltui pe lucruri de nimic. Pe lucruri de nimic. Isaia 55:2. Ca să satisfaci firea, să satisfaci pofta, să faci păcatul ăla nascuns, înșelăciunea aceea, aventura aceea, și după aceea te-ai trezit fără bani, te-ai trezit că familia ți este ruinată, nu știi ce explicație să dai, nu știi cum să te descurci, pentru că cel rău vrea să-ți ia securitatea economică. Când ți-a luat securitatea economică, ți-a luat pacea din casă. Ți-a luat unitatea din casă. Ți-a luat liniștea din casă. Pe lângă securitatea economică, în diplomația lui, diavolul urmărește al doilea lucru, ungerea divină. Ungerea divină. 2 Împărați 20:13, partea a doua. Mirodeniile și unde lemnul cel mai scump. Ezechia a arătat trimișilor Babilonului mirodeniile și unde lemnul cel mai scump. Știți despre ce este vorba? Nu este vorba numai de parfum.
ci este vorba de unde lemnul care se producea pentru casa lui Dumnezeu, pentru templu. Numai preoții aveau dreptul să-l folosească și ca să nu fie furată formula, ca să nu fie furat unde lemnul acesta, se păstra în locuri secrete și sigur că unde era apărarea cea mai bună, ca la împăratul, unde lemnul cel mai de preț. Frați și surori, doamnelor și domnilor, adevărul este acesta. Un om al lui Dumnezeu este efectiv în lucrarea lui Dumnezeu câtă vreme unde lemnul sfânt este peste el. Tu ești efectiv în familie, ești efectiv în casă, ești efectiv între prieteni, ești efectiv la serviciu, ești efectiv în luptă împotriva celui rău, cât timp îți păstrezi ungerea divină. Dacă urăște ceva diavolul, tocmai lucrul acesta îl urăște. O predică unsă de Duhul Sfânt, sau într-un limbaj mai modern, o predică însoțită de autoritatea Duhului Sfânt, taie împrejur inimile oamenilor și oamenii se pocăiesc. Fapte 7:55. Lucrul acesta nu-i place diavolului. O cântare unsă de Duhul Domnului îl pune pe fugă pe cel rău. 1 Samuel 16:23. O profeție prin Duhul Sfânt convinge pe cel păcătos, aruncându-l, aducându-l la Iisus Hristos. 1 Corinteni 14:23-25. O minune prin Duhul Domnului te certifică drept om al lui Dumnezeu. Deschideți cuvântul Domnului și vă rog să puneți pe ecran 1 Împărați 17:1. Și ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului despre unul dintre cei mai mari profeți ai tuturor timpurilor, despre care și Iisus Hristos vorbește amintindu-l pe profetul Ilie. 1 Împărați 17:1. Ia uitați-vă la cuvântul Domnului cum îl introduce. Ilie Tișbitul, unul din locuitorii Galaadului, un anonim, unul din locuitorii Galaadului. Puneți acum versetul 24 din același capitol, ultimul verset din capitol. Ia uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Și femeia a zis lui Ilie: cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Observați cum este introdus. În capitolul 17, versetul 1, cel mai mare, printre cei mai mari profeți ai tuturor timpurilor, Ilie Tișbitu, unul din locuitor, un nimenea. Când se încheie capitolul, este un om al lui Dumnezeu. Știu acum că ești un om al lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că s-a rugat pentru această femeie, a văzut puterea lui Dumnezeu, a văzut femeia ungerea care este peste el, a văzut minunea pe care Dumnezeu a făcut-o prin el și a zis: știi ce? Tu nu ești unul din locuitorii Galaadului, tu ești unsul lui Dumnezeu. Cunosc acum că tu ești omul lui Dumnezeu. Ei, lucrul acesta îl urăște diavolul. Lucrul acesta îl urăște diavolul. De ce? Pentru că nu-i place ungerea divină. Lui Ezechia i-a studiat unde lemnul de preț. I-a studiat toate lucrurile și ție ți le studiază, pentru că vrea să-ți fure securitatea economică, să te dezechilibreze în familie, să ai tensiune în familie, să nu mai știi încotro să mergi și cheltuim lucrurile pe banii tăi și bunurile tale pe lucruri de nimic, și apoi vrea să-ți ia ungerea divină. Să-ți fure efectivitatea, să-ți fure autoritatea. Zaharia 4:6 este ungerea Domnului, nu prin tărie, nu prin putere, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Să-ți fure statutul, 1 Corinteni 6:19, nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Vrea să nu mai ai statutul acesta, să nu mai ai ungerea aceasta. Să-ți fure viața din Dumnezeu, Romani 8:2-6. Frați și surori, doamnelor și domnilor, diavolul nu se teme de oameni morți. Se teme de oameni vii, care au ungere divină, care au ungere divină. Și apoi, al treilea lucru pe care în diplomație îl urmărește diavolul este puterea divină. 2 Împărați 20:13, partea finală. Casa lui cu arme a fost arătată și tot ce se afla în visteriile lui. Pe ce vrea să pună mâna? Pe puterea divină. Vrea să pună mâna pe securitate economică, pe un de lemn sau ungere divină și pe casa lui cu arme, pe putere. Pe putere. De aceea, diavolul urmărește următoarele lucruri în viața ta, în viața mea, când te atacă. Diplomația lui este aceasta: să n-ai cuvântul Domnului în tine, pentru că arma cu care noi luptăm este cuvântul lui Dumnezeu, Evrei 4:12, și cuvântul lui Dumnezeu este ca o sabie cu două tăișuri. Este sângele Domnului nostru Iisus Hristos, Apocalipsa 12:11. Au biruit prin sângele mielului. Este adevărul, Apocalipsa 12:11. Este numele lui Iisus Hristos, care este mai presus de orice nume, Marcu
16 cu 17. Este credința în Domnul, 1 Ioan 5 cu 4. Este prezența Duhului Sfânt în Fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și este credința în Iisus Hristos, 1 Petru 1 cu 5. Ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința voastră. Vrea să-ți fure puterea. Securitatea divină, ungerea divină, puterea divină. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, tineri și tinere, păstori, părinți, nu îi dați un tur diavolului prin viața dumneavoastră. Nu îi dați un tur în sufletul vostru. Nu îi dați un tur prin emoțiile voastre. Nu îi dați un tur în duhul vostru. Nu îi dați un tur în firea voastră pământească. Nu trebuie el să știe ce este în sufletul tău. Lăsați numai Dumnezeu să știe și cu tine. Pentru că dacă tu nu-i spui diavolul ce este în tine, ce este în mine, el nu știe, să știți că nu știe. Singurul care știe este Duhul Domnului și Duhul omului. Dar dacă ai făcut un tur, mie îmi place ciocolata, pe ți-aduce ciocolată, dragul meu. Dacă te auzi că îi spui, mie îmi place să visezi, te face să visezi. Dacă îți place să dansezi, te învârte până amețești. Nu-i dau un tur. În al patrulea rând și în ultimul rând, tragedia din diplomație. Doi împărați, 20, 14 la 19. Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia și i-a zis: ce au zis oamenii aceia și de unde au venit la tine? Ezechia a răspuns: au venit dintr-o țară îndepărtată, din Babilon. Isaia a mai zis: ce au văzut în casa ta? Pentru că l-au studiat, nu? Să-i vadă casa. Ezechia a răspuns: au văzut tot ce este în casa mea, le-am dat un tur. N-a rămas nimic în visteriile mele pe care să nu le fie arătat. Atunci Isaia a zis lui Ezechia: ascultă cuvântul Domnului, indiferent cine-i fii tu. Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon tot ce este în casa ta și ce-au strâns părinții tăi până în ziua de azi. Nu va rămânea nimic, zice Domnul, și vor lua din fiii tăi care vor ieși din tine, pe care îi vei naște, și vor face fame în slujitori în casa împăratului Babilonului. Adică pentru limbajul modern de astăzi, pentru cei ce nu înțelegeți, vor face fame, îi vor castra să păzească haremurile împăratului și ei să nu mai poată să aibă urmași ca să se întâmple cumva să atenteze din nou să ia tronul în primire. Și toți slujitorii tăi vor fi duși în țara Babilonului. Ezechia a răspuns lui Isaia: cuvântul Domnului pe care l-ai rostit este bun. Și a adăugat că își va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Știi ce se întâmplă cu tine și cu mine când îi faci și îi dai un tur diavolului prin viața ta, prin planurile tale, prin voința ta, prin emoțiile tale, prin trăirea ta spirituală, prin firea ta pământească? Știi ce se întâmplă? Două lucruri. Primul, dezastru irecuperabil. Dezastru irecuperabil. Și care a fost dezastru pentru Ezechia? Robie babiloniană. Pierderi nemăsurabile. Pierderea libertății. Și auziți, îți voi lua și copiii tăi și voi face famen. Știi ce care este pierderea cea mai mare? Este pierderea viitorului. Pentru că dacă ți-a copiii și ți-i face famen, dacă ți-a copiii și ți-i scoate din casa Domnului, pentru nebunia ta, pentru nebunia mea, ai pierdut viitorul. Și viitorul sunt copiii mei, sunt copiii tăi. Pierderi irecuperabile. Dar a doua tragedie este o iresponsabilitate condamnabilă. 2 Împărați 20 cu 19, partea finală, auziți?
și a adăugat împăratul acesta mare, că-și va fi pace și liniște în timpul vieții mele. Știți cum se traduce asta pe limbajul de astăzi? Isaia, după mine potopul. Asta se, așa se traduce. Că dacă-i pace în timpul vieții mele și încă merge mie bine, ce se întâmplă cu copiii mei, who cares? Dacă eu fac ce vreau, dacă mă port cum vreau și totuși Domnul este bun, dacă mă joc de-a pocăința, dacă mă joc de-a credința și totuși Domnul este bun cu mine și îmi păstrează sănătatea și îmi păstrează viața și îmi păstrează îndurarea Lui, ce se întâmplă cu copiii mei nu-mi pasă, ce se întâmplă cu nepoții mei nu-mi pasă. Este iresponsabilitate condamnabilă. Dar mie îmi pasă de viitorul copiilor mei. Îmi pasă de viitorul nepoților mei. Îmi pasă de viitorul copiilor acestei biserici. Și ar trebui să-ți pese și ție. Pentru că sunt copiii tăi. Sunt copiii noștri, frați și surori. Nu-i suficient că Dumnezeu ne-a arătat îndurare nouă și ne-a arătat bunătate nouă. Vrem o îndurare mai mare pentru cei ce vor continua lucrarea lui Dumnezeu. Și aceștia vor fi copiii noștri. Sunt fiii și fiicele noastre. Deci ia uită-te la ei ca la lumina ochilor tăi. Deseori vorbesc cu soția și ne trezim că spunem cât de dulce e așeruț. Dar în ce lume s-a născut? Așeruț fiind nepotul nostru pentru dumneavoastră cei de la internet. Dar în ce lume s-a născut? Dacă Domnul ține veacurile, mai ține vremurile, le plâng de milă la cei ce vin după noi. Dacă se mai ridică încă un președinte, doi, ca cel care este actual pe scaunul de domnie în America, ajungem în comuna primitivă în țara aceasta. Cel puțin în timpul vieții mele este bine. Gândire subțire. Micimea unui om mare. Micimea unui om mare. Biblia ne spune că lumea gândește în felul acesta. 1 Corinteni 15:32. Pentru că sunt cei care zic, ne aduce aminte Apostolul Pavel, să mâncăm și să bem, că mâine murim. Cine rămâne după noi, vor vedea ei. Este greu de înțeles, împăratul Ezechia. Este greu de înțeles. Dar de multe ori sunt eu greu de înțeles, ești tu greu de înțeles. Prin atitudinea ta, prin felul tău de a fi. De aceea, în concluzie, ce te intimidează pe tine și ce te doboară pe tine? Răgnetul eului sau diplomația lui prietenoasă? Amenințările diavolului sau flatările lui? Un fapt este cert. Indiferent cine suntem și indiferent cât de mari suntem, cel rău ne studiază ca să ne găsească slăbiciunea și să ne atace constant. De ce n-am fi noi veghetori? De ce n-am sta noi în cuvântul Domnului? De ce în loc să ne uităm unde nu trebuie, să citim ce nu trebuie, de ce n-am deschide și noi cartea ca și această soră bătrână? Ia mai puneți ei Biblia să o citească. Dacă nu auzi de sub pat, poate auzi deasupra patului. Știți, s-a dus unul la doctor și a zis, domnul doctor, am mari probleme. Ce probleme? S-a dus la psihiatru. Păi zice, aud voci. Cum? Zice, când stau în pat, aud voci de sub pat. Și când mă bag sub pat să vedem cine vorbește, aud voci în pat. Și doctorul i-a zis, psihiatru i-a zis, ăsta e un caz grav. Dacă vii la mine 10 ședințe cu câte $350 pe ședință, te vindec.
Au zis omul, mă duc acasă și mă gândesc. S-a dus acasă și l-a sunat pe doctor după aceea. Și a zis, domnul doctor, nu trebuie să mai vin ca să mă tratați dumneavoastră. E un pic scump, dar ce, am rezolvat problema. Și cum ai rezolvat omul așa de repede? Foarte bine, ce am tăiat picioarele la pat. Ai grijă. Ce citești? Ce asculți? La ce voce asculți? Să avem grijă. Să avem grijă pentru că un cuvânt diplomatic poate să fie pentru fiecare dintre noi, ca pentru Ezechia, care să ne umfle egoismul, să ne flateze așa de bine încât să uităm că suntem oameni lui Dumnezeu. Și ar fi trist. Securitatea ta economică, ungerea ta și puterea ta să fie furate de cel rău. Mă rog Domnului ca toți cei ce au ascultat Evanghelia să poată să rămână în picioare fii de Dumnezeu. Și când cel rău vine la noi, să putem fiecare din noi, fiecare, să ne împotrivim lui tari în credință. Și atunci cuvântul Domnului ne asigură și ne spune același cuvânt sfânt. El va fugi de la noi. Dar nu pentru totdeauna, pentru o vreme. Iar în această vreme ne pregătim pentru următorul război. Și Dumnezeu să ne înțelepțească prin Duhul lui Cel Sfânt și prin cuvântul Său. Amin.